În prima zi a lunii iulie, în cadrul unei ședințe a Consiliului Local Municipal, executivul primăriei a propus spre aprobare două proiecte ce au stârnit controverse. Unul cu privire la modificarea actului constitutiv al SC, Compania de Apă ES Buzău, în sensul înlăturării tuturor prevederilor ce îngrădesc drepturile conferite de legea acționarului majoritar, iar cea de-a doua privind împuternicirea expresă a avocatului Lucian Sălcuțan, ca reprezentant al municipiului Buzău în adunarea generală a companiei de apă, cu drept de a convoca și a ține în orice formă legală adunări generale ale acționarilor. Ambele proiecte au fost aprobate de majoritatea consilierilor locali. Responsabilii companiei de apă au atacat în instanță cele două decizii, iar la termenul de ieri, magistrații secției de contencios administrativ și fiscal de la Tribunalul Buzău au admis în principiu solicitarea reclamantei și au dispus suspendarea celor două hotărâri ale CLM până la soluționarea definitivă a cauzei. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată de primar și de Consiliul Local în termen de 5 zile. Instanța a mai stabilit ca judecata pe fond să aibă loc pe data de 24 octombrie.